Pentru a preveni apariția toxii infecțiilor alimentare în perioada sărbătorilor pascale, la nivelul județului au fost intensificate acțiunile de supraveghere sanitar-veterinară. A fost întocmit un program de lucru care cuprinde toți medicii veterinari din cadrul Direcției Sanitar-Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor Argeș. Acțiunile vizează modul în care sunt produse, depozitate, transportate și valorificate carne de miel și ouăle destinate consumului uman, precum și alte alimente de origine animală. La nivelul județului Argeș există 7 abatoare autorizate pentru sacrificarea mieilor. Pe teritoriul județului Argeș, la ora când vorbim, există un efectiv de aproximativ 260.000 de ovine, dintre care probabil sunt în jur de 70.000 de mii care vor fi sacrificați sau vor fi vânduți de viu. Mii pe teritoriul județului Argeș se vor sacrifica în abatoare, sunt 7 abatoare autorizate sanitar-veterinar. Bineînțeles, cel care este proprietarul mielului și proprietarul abatorului trebuie să negocieze prețul de cost pentru sacrificarea unui animal în abator. În județul Argeș, carnea de miel se poate vinde în piețele din Ceahir, Pitești, Găvana Smârdan, Câmpul Lung, Curtea de Argeș și Mioveni. Acolo avem personal sanitar veterinar specializat care controlează și verifică exact fiecare carcasă care vine spre comercializare în piață. De asemenea, ce vreau să spun că ei nu pot să fie sacrificați în alte locuri decât în locuri autorizate. Până acum un an de zile, trimiteam la primării adresă prin care le solicitam dacă pot să organizeze puncte temporare de sacrificare a mieilor. În ultimii 5 ani de zile nu am primit nicio solicitare din partea primăriilor care să solicite aceste locuri. Deci miei nu se pot vinde decât în spații autorizate sanitar-veterinar, de asemenea nu pot să fie sacrificați decât în spații autorizate sanitar-veterinar. Pentru sacrificarea în spații autorizate este nevoie de anumite documente. Documentele care le trebuie spre sacrificare este certificatul sanitar-veterinar și formularul de mișcare către abator. Iar de acolo carnea pleacă în soi de un alt certificat sanitar-veterinar, carnea va fi ștampilată conform Ordinul 10 pe 2008. Potrivit reprezentanților de SVSA, miei sacrificați în gospodărie sau la stână nu pot fi vânduți. Aceștia vor putea fi folosiți doar pentru consumul propriu al familiei. Un miel, dacă este sacrificat la stână sau în curte, este un miel care se poate consuma numai în familie și nu a fi vândut pe piață. Carnea cumpărată din locuri neautorizate poate constitui un pericol pentru sănătatea celor care o consumă. Este foarte periculos, având în vedere că poate să fie organe parazitate și, sigur, omul nu cunoaște, îl cumpără, mănâncă și se îmbolnăvește. Pentru prevenirea încălcării legislației sanitar-veterinare și protecției sănătății consumatorilor, toate autoritățile cu atribuții în controlul produselor alimentare vor derula programe comune. Vor fi organizate acțiuni inclusiv privind transportul animalelor vii, iar dacă situația o va impune, se va solicita sprijinul Inspectoratului Județean de Poliție Argeș, a lucrătorilor din cadrul Poliției Locale și a Inspectoratului Județean de Jandarmi Argeș. Dacă aveți de făcut o sesizare în domeniul sanitar-veterinar, puteți apela numărul de telefon 0248 211 199.